După școală, copilul are nevoie de activități care să-l scoată din rutină și care să-i dezvolte în același timp creativitatea. Pe această premisă au mers și organizatorii primului târg dedicat activităților extrașcolare din Drobeta, Turnu Severin. Trupe de teatru, echipe ale unor cluburi de sport, cluburi de robotică sunt doar câteva dintre organizațiile care încearcă să-i determine pe copii să-și petreacă timp de calitate în afara școlii. Este pentru prima dată când la Drobeta Turnu Severin părinții și copiii se pot bucura de un târg al activităților extrașcolare. Toate sunt interesate, pentru că sunt genul acela de activități pe care copiii abia le așteaptă să le guste, abia așteaptă să ajungă la ele și știu și părinții că sunt acele activități care le dezvoltă abilitățile pe care școala, chiar dacă se străduiește, reușește mai puțin pentru că sunt mulți într-o clasă, sistemul e de așa natură, dar oricum, ceea ce vreau eu să spun și ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că suntem prieteni copiilor, prietenii părinților, prietenii școlii, prietenii inspectoratului școlar, prietenii orașului Drobeta. Vedeta evenimentului a fost clubul de robotică al unui liceu din oraș care a atras toate privirile. Acesta este un robot cu care noi participăm la concursurile internaționale, la FTC, și momentan l-am făcut să dea palma cu copiii și putem să luăm acea ciupercă, să o aruncăm peste gard. Putem face o demonstrație chiar acum. Cât de mult ați muncit voi la acest roboțel? Aproape 2 luni, nu chiar în fiecare zi. Din când în când ne vedeam și am avut multe impedimente, multe obstacole în a-l face să meargă, dar până la urmă ne-am descurcat. Am văzut că au venit niște copilași, s-au uitat, au fost foarte interesați, pot veni spre voi, adică îi puteți ajuta să ajungă să facă și ei așa ceva? Desigur, noi avem în liceu și o echipă de vârste mai mici și acolo vor intra la început dacă vor fi pasionați. Sau aici, cum suntem cu cei de la LogiSchool, și când cresc mai mari pot ajunge la noi în echipă să facă ce facem noi. Pentru că pentru după mine este foarte interesant și sigur le-ar plăcea și lor. Mulțumim! Suntem echipa din Imperor, aparținem Colegiului Național Traian, adică îl reprezentăm, și am venit la acest târg pentru a promova valorile noastre. Facem parte din competiția First Tech Challenge. Și ne dorim ca ceea, adică mai important decât ceea ce câștigăm, este ceea ce învățăm. Pentru că îmi place. Cum ți se pare acest robot? Fain. Ți se pare interesant? Da. Ți-ar plăcea să lucrezi și tu la asemenea roboței, să construiești și tu? Da. Tocmai de aceea ai și venit, să te interesezi, cum poți să te înscrii, da? Da. Tinerii s-au oprit să vadă care sunt cele mai interesante oferte și ce le-ar plăcea să facă în afara programului de la școală, iar oferta este diversificată. Am venit pentru că vreau să prezint after school-ul ca să vină mai mulți copii, ca să-mi fac mai mulți prieteni. Mie îmi place să mă joc, să desenez, să dansez, să fac engleză, cam tot îmi place, adică n-am preferințe. Reprezint clubul Alessio Pascali și Asociația Județeană de Tenis Mehedinți. Lucrăm de 25 de ani, lucrăm cu copii, nu neapărat performanță, lucrăm cu copii și pentru a-i scoate din casă, pentru a învăța tenisul de câmp, pentru a socializa. Noi suntem Teatrul Cortina și venim cu oferta de a promova puțin cultura și, bineînțeles, clasa noastră de actorie de la Centrul Cultural Nichita Stănescu. Toți copilașii peste 5 ani sunt invitați să se înscrie la cursul de actorie, pentru că acest curs oferă un atestat pe care îl pot folosi în viitor, chiar și la un ATC. Și, de altfel, avem și echipa noastră de actori profesioniști care se ocupă puțin de entertainmentul copiilor și nu numai. Mai nou am deschis și un House of Ceremonies pentru că ne dorim foarte mult să-i ajutăm atât pe părinți cât și pe copilași să-și organizeze zile de naștere, să-și organizeze botezuri și nunți ca la carte. Adler After School vine în întâmpinarea nevoilor copiilor și părinților cu o ofertă educațională ce cuprinde în principal ghidarea în efectuarea temelor,
Ne bazăm foarte mult și pe dezvoltarea personală. Avem ateliere de dezvoltare personală pe partea de dezvoltare emoțională pe care eu le susțin fiind psiholog. Avem cursuri de engleză, de dans, pictură, ateliere de științe. Copiii sunt foarte încântați și efectuează temele alături de specialiști și astfel se păstrează și o relație bună cu părinții. Suntem Utopia English Academy. Oferim cursuri de limba engleză pentru preșcolari, clasele primare, clasele gimnaziale și mai nou, începând cu anul acesta școlar, oferim cursuri și pentru adulți și liceu. Mai exact, ne-am mutat într-o locație nouă, avem o sală de curs dotată cu smartboard-uri, prin asta încercăm să facem procesul educațional unul mai distractiv pentru copii. Târgul dedicat prezentării activităților extrașcolare se află la prima ediție și a fost deschis pe tot parcursul weekendului pe galeria celui mai mare centru comercial din oraș.